Bună, prieteni! Bine v-am găsit într-un nou vlog. Este luni, cred că este 6 martie. Vreau să mă apuc să fac un fel de sos de roșii ragu. Sos de roșii cu carne. Nu o să-l fac eu 100% original, pentru că am ceva zarzavat congelat, dar nu vreau să-l fac neapărat cu ăla. O să fac cu o ceapă și cu un morcov și cu un pic de ardel, cred. Dar da, nu o să pun frunze de țelină pentru că nu am. Am congelate, dar nu vreau să le scot, că sunt mixate cu altceva. Am zis că vreau să fac așa pentru că mi-este poftă de ragu și lui Adrian de obicei nu-i place, dar lui Andy îi place și copiii sunt cât de cât ok. Sper să mai am carne de porc. Yep, chiar una mai am, nu mai vine, așa că am zis că încep aici un vlog, să vă țin cu noi, începem vlogul de luni. Este ora 11, am putea să zic, așa că numai bine mă apuc. El i-am dat deja un pic să mănânci, se joacă acum un pic în scaunelul ei și am zis că profit să mă apuc să fac sosul, că așa după îl lăs să se coacă încetul cu încetul și numai bine când o duc ea la culcare o să pun spaghetti la fiert, o să fac spaghetti gluten free, așa să mănânc și o liniștită. Și am zis, hai să începem un vlog aici, că este luni și începem. Bun, hai să ne apucăm să gătim. Astea sunt pastele, mi-a ieșit foarte mult sos, am pus două conserve de roșii până la urmă, n-am pus doar una și am mai adăugat un cățel de usturoi întreg, am pus, mai pus și o sare, încă un cubuleț de vegeta și a rămas aici pe aragaz, am închis aragazul, dar mi-a rămas foarte, foarte mult sos, o să văd dacă mai fac paste cu el, dar cred că o să fac probabil un shepherd's pie, pentru că am mai făcut eu în trecut și a ieșit ok. Ori un cottage pie, ori un shepherd's pie, o să văd. O să văd eu după amiază ce fac. Da, mă pun să mănânc, că mi-este foame. Și continuăm ziua. Deci, v-am arătat în vlogul de ieri că mi-au venit cărțile astea pentru Emma. Asta este un test, ca să vedem dacă ea este gata să se mute cu următorul... cu
Testul normal, student who passes test A but scores less than 8% on test B are placed in kindergarten program. If kindergarten process center is not available, the student waits until next school year to be retested. Placing a child who tests not ready into the ABC's program might cause serious learning problem in the future. Ok, deci asta este... Stai să vedem, zice că testul ăsta se face la copii care au 5 sau 6 ani, care nu au fost la școală și care ar fi considerați pentru anul pregătitor, ori clasa 1. Testul A este nevoie să-l faci pentru toți copiii care vor să facă programul ABC, ABCs, copiii care trec cu 18 puncte, merg la testul B după o mică pauză. Studenții care nu trec tot cele 18 puncte sunt puși în programul de kindergarten cu AC and Christie program. Deci sunt puși în programul ăsta. Da, deci așa. Hai că facem. Zici informational. Da. Hai că trebuie să mai citesc un pic. Așteaptă, Emma, da? What is that? As the instructions are given orally, the child should use the small black and white marginal pictures to find his place. Find the picture of the cup. Place the figure in a cup. In this row, circle the picture with a pen. You will need a stopwatch or a watch with a second hand. The ultimate time allotted the students for answering each activity not disappearing for instruction. Use each example activity to verify the student's understanding feature. Each instruction should not be repeated more than once. Okay. Give the child 10 minutes to draw the picture using a pencil. Be sure that no picture of people are on display in the room. Draw. Ok. What do I do? Trebuie să iei un pencil. Take a pencil and I'm going to tell you. And you have to do... A test? Yes. What? Oh, the first one, pune-l-ai jos. Sit on the floor. Sit on the floor. Pune-te în floor. Vrei să ne punem la masă? You too. Hai la masă. Will you stay next to me? Ține asta. Dar zi-l, unde îți vine să facă? Sau pui tu pastele? Să percepe aia. You say... You sit here. No, I'm sitting here. Okay. What do I have to do? I'm tell you, don't Why worry. Why do I need to do it first? Ca să vedem dacă we have to buy this program, să-l faci sau nu, ca la Andy școală, da? The first one zice să circle the picture of a church. This? I don't have to tell you, you have to know. It's this. Please circle. Ok, the second line zice circle the picture of a bird. The third one zice circle the picture of the book. Easy. And then circle the picture of a horse. The next line says circle the picture of a sailboat. 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 And then circle the picture of a pencil. Okay. Let's see the next one. Okay, so we are here. So circle the red house. Circle the yellow flower. Circle the green ball. What is the opposite of a boy? Circle the opposite of a boy. This, because it has lines. Because it's a girl. Yeah. What is the opposite of a cat? Dog. What's opposite of inside of the house? This.
No, inside of the house or outside, yes. Aici ai circle the biggest ball. This is the biggest one I've never seen. So circle the church that has 6 windows. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one, because it has 6. Mm-hmm. Circle the box that has 11 dots inside. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Circle. See the apples? Yesterday I had 3 apples in my friend and my friend gave me 2 more. Circle the number of apples I would have then. Teach my soul to sing your song. Even when my eyes can't see, when I can't seem to carry on, I know your hand is guiding me. I know your hand is guiding me. Through the valley I may walk, but you are all I'll ever need. Gave your life to take my fall, so in the storm I will have peace. So come the storm, I'll still believe. And when it seems I'm at the end, and I don't know what I believe, through the cloud I see your hand, reaching down to guide me. You're always reaching down to guide me, 'cause I am yours and I am free. Filmat astăzi prieteni. Cred că o să filmez aici update-ul ăsta și o să pun așa mâine, indiferent cât de puțin am filmat, o să-l pun așa vlogul ăsta ca să nu-l mai lungesc, că nu știu dacă mâine apuc să filmez. O să văd cum mă simt. Faza e că încep să mă doare din ce în ce mai tare. Aici, la maseaua de minte și ganglionul, toată partea e foarte, foarte umflată aici, înăuntru, în afară nu se vede. Și gura reușesc să o deschid mai greu. Am o masea de minte care mi iese de ani, de zile, de când mă știu eu. Și în partea cealaltă mi-a scos-o în Italia, că era ieșit mai bine, oricum, dar se infecta mereu. Aici nu ieși toată în afară și nu mi-a scos-o în Italia. Mi-a zis că îmi trebuia operație ca să o scoată, în sensul că, na, avea nevoie să fie cum trebuie.
că a spus să scoată și n-am mai scos-o, dar din când în când s-a mai infectat, dar nu-mi dădea neapărat probleme. Acum văd că s-a infectat iarăși, cred, tot acolo gingie în spate și n-am idee dacă e de la aia, pentru că e cariată, că e cariat un pic, pentru că e acoperită pe jumate și e greu să o curăți. Să mai adun acolo mâncare câteodată și, din păcate, câteodată spre rușinea mea nu reușesc să țin controlul la ea, mai ales când sunt copiii mici și așa. Am mai avut perioade când, na, mai greu ce speli pe dinți, acum mă spăl. Ori poate e alt care, știu că am o măseamă în față, o măseamă mai mică, în care eu căzut după cățică de plomb de recent, dar chiar mă gândeam la cum să fac eu să mă duc la dentist, să mi-o rezolv, dar n-am apucat. Ar fi trebuit să mă duc seara asta la 9 la un dentist privat undeva, se cheamă Scott's Army, ei au deschis până la 11 și găsești mereu urgențe acolo să te duci. Nu e exagerat de scump, dar la trecut mi-a scos o măseamă cu 130 de lire, cred. Acum 2 ani, când am avut nevoie urgență, nu mai puteam de durere. Când mi-a încercat doctorul să-mi fac un tratament pe canal și a ieșuat și eu trebuie să mi-o scot de urgență, că nu mai suportam durerea. Așa că... Da, am reușit însă să-mi fac și o programare mâine la un dentist mai aproape de noi. Pentru că dentistul la care mergeam eu e departe, în zona unde locuiam noi acum câțiva ani. Și prea departe, ca să pot să mă duc până acolo, stai la 11 minute de aici și aveau locuri, aveau să mă programeze și mâine și m-au înscris ca și nou pacient la ei acolo. Nu stresc să plătesc pentru că am exempția de maternitate. Dar chiar dacă ar fi trebuit să plătesc, nu e foarte scump prin sistemul de sănătate. În fine, văd ce rezolv mâine, că acum am coborât jos în miezul nopții. M-am culcat cam când am dus-o pe ieri, la 8. Bine, când prea a dormit ea la 8, am fost sau cam foiet, ea nu știu ce, avea ceva cu deranja. Dar m-am culcat și eu, după cum mă simțeam extenuat de durerea asta. Tot am mai luat paracetamol, ibuprofen. Mi-am făcut gargară cu apă cu sare, cu niște apă de gură din asta mai puternică. Mi-am dat și cu niște first. Mi-a adus Adrian o puiotă ca să mi-o pun cu apă caldă, că mie de obicei caldul mă ajută la durere. Dar, da, acum m-am trezit, că s-a zis ele să-i dau să mănânci și am venit până jos să mai iau niște paracetamol. Mă doare foarte tare aici, tot ganglionul, tot și înăuntru și e greu să deschid gura tare. Da. La noi aici nu este spital stomatologic de urgență, să știți, nu este, nu-ți face nimic dacă te duci nicăieri. Că am mai avut problema asta acum 2 ani, mă, problema când mi-a făcut treaba aia pe canal, încerca să-mi fac un tratament pe canal și o ieșuat. Și am fost prin telefon, nu găseam nimic nicăieri să rezolv prin 111 și nu este o chestie, o chestie undeva dental, dar în timpul zilei și trebuie să te trimită, nu știu care, trebuie să te trimită de urgență, dar doar în timpul zilei fac unde sunt studenți. În fine, nu este aici la noi nimica, dar este dentiște, este cabinetul ăsta de stomatologic, Scott's Army se cheamă, și ei au până la 11 în timpul săptămânii și în weekend au 24, au programări, te văd. Păi, privat, plătești, nu te duci prin sistemul de sănătate, dar îți rezolvi ce ai, nu-i problemă.
Ei se ocupă și de cazuri normale, dacă vrei să faci niște asigurări la ei și să te vadă regulat, dar văd și urgențe și asta este pentru zona de aici, din Birmingham, cel puțin, și Midlands. Da, bun. Cred că vă las aici. Mi-au și eu niște paracetamol, mai fac niște gargară cu sare și mă duc înapoi în pat și încerc să adorm. Și sper că până mâine reușesc să dorm un pic și că nu o să mă simt prea rău. Da, bun. Vă salut și sper că ne vedem în următorul vlog cu ceva mai fericit, cu ceva mai happy, că... așa e când te simți o leagă mai bine, după aia mai vine ceva, parcă zici că nu mai scăpi odată. Fine. Și sper să mă țin din după ce îmi fac, rezolv chestia asta mâine, sper să rezolv, să nu mai doară. O să-mi fac programări, să mă duc regulat, să-mi refac ce aveam de refăcut la dinți, că aveam de refăcut înainte să... când am rămas însărcinată. Ar fi trebuit să mă mai fi dus eu, dar în timpul sarcinii nu-ți fac ei mare brânză și... da. Și după cum știți, poate că ar sunteți mămici după sarcini, după sarcini de obicei, să mai strâcă dinții mereu, pentru că sarcina mănâncă foarte mult. Calciu și tot ce ne-am venit. Da, cam asta e, că vă las și ne vedem în vlogul următor. Pa!